Nu, au zis, mamă, cu Big Brother, îi speriem pe români, cu SMS-uri, că sunt ascultați. Când repet, e nimic. Practic nu s-a schimbat decât faptul că în loc de 2 ani vor fi ținute 6 luni. Eu mă întreb, zic, da, ce se pregătește? Ei bine, astăzi iese, cine credeți că iese în continuare? Elvis, Claudiu Săftoiu, Presley? Iese și continuă aiurelile, cum că a auzit, m-a invocat la un dat, ne-a invocat și pe noi, că, nu știu ce, într-o emisiune, nu mai știa săracul unde. Deci omul era derutat complet și mă îngrozesc că acest om putea să fie mulți ani șef de servicii secrete. Bine că a fost repede schimbat de acolo. Vă dați seama ce s-ar fi ales de România. Ei bine, cine vine astăzi și scrie pe blog? Și atunci m-am prins. Pentru că trebuia să se pronunțe. Presa, ziariștii, deja au dat-o pe Băsescu. Mamă, Băsescu ăsta care nu știu ce. Și m-am prins când am văzut Adrian Năstase. Ce spune Adrian Năstase? Repet, dacă nu spunea Adrian Năstase și o spuneau ziariștii, spuneau, dom'le, sunt slab de îngeri, sunt speriați. Cine știe ce... sunt speriați că ascultă Băsescu în vis, în somn, în nu știu ce. Ziariștii pot fi speriați, e treaba lor. Spune așa Adrian Năstase. România se află în fața iminenței instaurării controlului polițienesc asupra vieții private a fiecărui cetățean. Și tu, dar era așa cu câțiva ani când s-a dat legea, da? Da. Atunci nu era speriat, că atunci era prim-ministru Adrian Năstase. În România, discuția despre legea 298 nu poate ocoli realitatea că despărțirea de statul totalitar nu e totală. Obiceiurile vechi se uită greu, iar ambițiile autoritare ale lui Traian Băsescu nu mai sunt o necunoscută. Deci acum m-am prins, deci deja gata, Băsescu, dictator. Aplicarea legii are consecințe dezastruoase pentru societatea românească, deoarece distruge chiar fundamentul unei democrații, încrederea. De acum, românii, știind că tot ceea ce vorbesc la telefon sau scriu pe internet sau prin SMS este monitorizat și controlat, vor avea mare ținere în exprimarea directă, căutând alte metode de comunicare prin care intimitatea să le fie păstrată. Domnul Năstase, dacă nu erați un tip inteligent, aș fi crezut. Dacă erați un prost, un dobitoc, aș fi crezut. Dar dumneavoastră aici păcăliți și derutați opinia publică, domnule Adrian Năstase. Mințiți, practic. Pentru că nu o să se apuce oamenii să comunice prin morse. E inadmisibil ce faceți dumneavoastră în calitate de fost premier, cum creați asemenea catastrofe doar pentru ca lumea să nu discute despre cazul dumneavoastră, despre procesul dumneavoastră. Ați fost trimis în judecată pentru că de niște sute de miliarde de lei, niște tovarăși au cumpărat afișe cu dumneavoastră în campanie. E bine, nu e bine, e legal, nu e legal, să spună judecătorii, nu vă mai fofilați să construiți catastrofe de-astea. De manipularea asta, se duc pe posturi de televiziune, că eu l-am invitat până ăsta. Zic, dom'le, veniți un pic aici, adică aș fi vrut să-l invit. N-a răspuns, nu? Să spună, dom'le, să te întreb, cum poți să scrii minciunile astea? Când legea exista, stimați telespectatori, era doar că trebuiau stocate mai mult timp. 2 ani, nu 6 luni. Da. Dar legea e foarte veche, deci nu e o lege nouă. Dar știți, nu că, invenție nouă. Știți și culmea? Dom'le, m-am săturat să mi-l prezinți într-una, să creezi perdeaua asta de fum. Să mă gândesc toată ziua la Băsescu, m-am săturat. Dar vreau să vă spun așa. Dar știți de ce l-am atacat aici pe Năstase? N-avea voie, nu-și permitea Năstase. Știți de ce? Vă aduc aminte, vă împrospătez memoria. Era în anul 2002, dacă țineți minte, când Adrian Năstase a arestat, stimați telespectatori, sub regimul său, da. Vă dați seama, sub regimul, mai țineți minte, domnul Prigoană? Nu știu despre ce e vorba. Nu mai țineți minte când tânărul Ciuvică, într-o vineri seara, a fost ridicat de către regimul Năstase? Dumnezeu, repet, știți de ce? Nu vă aduceți aminte cu toții, poate. Pentru un e-mail. A, era povestea cu e-mailul. Armagedonul fi... 2. A, așa, exact. Deci, în 2002, la început, doamnelor și domnilor, sub regimul Adrian Năstase... Un regim autoritar, bine ținut și cu tovarășul Ion Iliescu, pentru care era președinte, un tânăr în România, domnul Ciuvică, a trimis un e-mail pentru acest lucru și o să vă spun conținutul e-mailului ca să vedeți că astăzi ați putea fi ridicați într-o vineri seara dacă ar fi Adrian Năstase prim-ministru,
vreun milion de români. Vreun milion de români. Că sunt vreun milion de români care dau e-mail-uri cu acest conținut. Ia să vedeți cabinetul primului ministru ce spune pe 20 ianuarie 2002. Da? Ca să nu spun că azi la televizor ar putea fi săltați astăzi câte toți. Jurături. Toți. Toți. Da? Toți. Inclusiv noi în seara asta. Sigur că noi avem și probe, spre deosebire de tot felul. Că noi așa lucrăm. Probe, avem probe, și facem emisiuni. Și filmul care urmează ar trebui să ne închidă și vreo 200 de ani la Jilava. Bun. Da. Informați-vă, prieteni, avem un film senzațional. Ia uitați comunicatul de presă al cabinetului primului ministru. La data de 17 ianuarie 2002, Inspectoratul General Poliției, Direcția Poliției Economico-Financiare s-a sesizat despre faptul că Ian Ovidiu Cristian, administrator, comercializează programe pentru calculator fără a deține licență. Pe hard discurile unității controlate centrale a computerului personal a învinuitului Ian Ovidiu Cristian a fost identificat un e-mail intitulat Armageddon 2. Recepționat pe adresa ovidiu@hotmail.com. Din declarațiile învinuitului Ian Ovidiu Cristian a rezultat că raportul a fost transmis de Ciuvică Mugur Cristian, față de care s-a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu pentru infracțiunile prevăzute în articolele 25 și articolul 168 Cod Penal. S-a decis audierea de îndată. Dom'le, era un e-mail în 2002, acum puțin timp. S-a decis audierea de îndată a lui Ciuvică Mugur Cristian, fiind adus cu mandat în conformitate cu dispozițiile articolului 183, cod procedură penală. Ciuvică Mugur a fost adus la sediul parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și a fost audiat în prezența apărătorului ales. Nu s-a dispus măsura reținerii sau arestării preventive față de Ciuvică Mugur. Doamnelor și domnilor, nu uitați, se întâmpla acum 6 ani. Deci, marele apărător al democrației, Adrian Năstase, care mă tot sperie cu Băsescu, că vine Băsescu și mi-ascultă telefonul și pe-al dumneavoastră a milioane de români, că e dictatură, că se bagă, acum 6 ani de zile, sub cabinetul său, a tolerat ridicarea unui cetățean privat al României, milioane ca noi, vineri seara, ca să-l ducă la Curtea Supremă de Justiție să-l interogheze. Haideți să vedem imaginile alea care vă aduc aminte de Mugur Ciuvică de atunci, pentru că paradoxal astăzi Mugur Ciuvică aproape că se pupă pe obraz cu Adrian Năstase. Da. Haideți să vedem imaginile de atunci, ce se întâmpla în 2002 sub prim-ministru Adrian Năstase și președinte mare tovarăș Ion Iliescu, democrat, te ridicau vineri seara din casă dacă scriai vreun e-mail ciudat. Vă dau și conținutul e-mailului. Muriți de râs. Cum era povestea cu arestarea de vineri seara? Da, vineri seara, ca să te sperie. Nu, domnul Năstase a făcut o afirmație la o arestare că nu crede în arestările de vineri seara când a fost vorba de Tarău. Dumnezeu, astăzi... Dar mă mir că Păciuvic a putut să-l salte vineri seara. Nu, dar haideți să stabilim care era libertatea. Deci eu știu foarte bine că am lucrat și atunci și acum. Libertatea de informare... e mult mai mare de informare și de poveste acum ca atunci. Deci trebuie să fim corecți. Acum poate să înjure toată lumea pe toată lumea, da? Nu se întâmplă nimic. E amendă de la cine? Sunt posturi de televiziune care înjură și spun numai minciuni despre oricine, nu se întâmplă nimic, da? Bun. Ceea ce vreți să vă spun, e foarte bine. E marele câștig. Da, e pe undeva câștig. Despre dumneavoastră s-au spus minciuni despre mine. Da, despre toată lumea se spune. Dumne, cine e nemulțumit să meargă în justiție. Corect. Pe vremea lui Năstase, prim-ministru, un e-mail, dacă trimiteai, anonim, ca aici, de exemplu, cabinetul primului ministru explică apoi cum au descoperit ei că ăla Ciuvică dar de frică. Cum au descoperit? În virtutea legii care v-am spus eu de stocare 2 ani a informațiilor, nu despre conținut, despre... Nu, pe Ciuvică, ca să descopere, s-a dat atunci ordin și l-au descoperit pe Ciuvică. Știți cum? Printr-un serviciu secret al lui Bittner. Spune cine? Marius Oprea, care e consilierul lui Tăriceanu. A fost consilierul lui Tăriceanu, da? Atunci spunea arestarea și lui Mugur Ciuvică. Avea un serviciu personal? S-a datorat serviciilor secrete ale lui Bittner. În cazul Armageddon 2 a fost implicat serviciul secret al lui Bittner, declară Marius Oprea. El a spus că informația o are direct de la Mugur Ciuvică, care a aflat acest lucru în timpul anchetei. Deci ăsta a fost anchetat Ciuvică, da? Mai mult, Ovidiu Iane, partenerul, ăla avea calculator, Ovidiu Iane, are dovezi că serviciul secret al lui Bittner s-a aflat în spatele arestării sale. L-au luat pe ăla, că n-are soft, vă dați seama, fiindcă s-a trimis un e-mail.
Cabinetul premierului și alții explică cum acest e-mail a fost depistat, că Ciuvică, săracul, făcea pe el de frică pe vremea aia și și-a șters.